În Dolj, satele sunt tot mai îmbătrânite și depopulate, iar lipsa de perspective îi îndepărtează pe tineri. Îmbătrânirea populației rurale este cauzată în primul rând de părăsirea satelor de către tineri, care, neavând alternative, caută locuri de muncă în străinătate, atrași de câștiguri mai mari decât în țară. Florian Gătejescu, consilier județean Dolj, a tras un semnal de alarmă despre depopularea județului, fiind cea mai mare problemă cu care se confruntă Doljul. Problema esențială care trebuie să intereseze întreg spectrul politic și Consiliul Județean este depopularea masivă a satelor, a comunelor din județul nostru. A scăzut foarte mult populația și față de perioadele anterioare. Sunt deja comune cu sub 500 de locuitori. Din păcate, această depopulare denotă dezvoltare economică interioară a altor județe și faptul că oamenii optează să părăsească județul Dolj sau să părăsească chiar România, pentru că multe din zonele județului nostru nu există posibilitatea unui loc de muncă. Sunt foarte puține posibilități, ori aceasta trebuie să fie o problemă și trebuie să ne punem problema de ce am ajuns în situația aceasta, să nu putem oferi după 32 de ani de la Revoluție în anumite zone județului posibilitatea oamenilor de a avea un loc de muncă cu o remunerație cât de cât să-i poată satisface necesitățile minime ale unei vieți decente. Cred că asta este problema esențială a județului nostru. Cunoașteți cu toții această problemă și, din păcate, momentan nu există niște soluții viabile de rezolvare.